Meșteșugurile locale și o viață profesională și socială activă a tinerilor. Aceasta este inițiativa mai multor asociații non-guvernamentale din țară, inițiativă ce se dorește a fi implementată și în județul nostru. Cei care ar putea beneficia de un astfel de program sunt tinerii din comuna Ponoarele. Se pare că este o localitate foarte interesantă, cu un peisaj extraordinar și am găsit și niște oameni minunați aici, care sunt foarte deschiși și la dialog și la colaborare și la dornici de a avea diverse activități și acțiuni comune. Deci potențial, din punctul meu de vedere, ar fi foarte mare în această zonă și în această localitate, dacă este vorba să facem referire strict la ea. Dorim să se întâmple nu numai la Ponoare, ci în alte comunități în care regăsim elemente comune și cumva din comunitățile cu care colaborăm să împrumutăm idei pentru a le duce mai departe în comuna Mașloc. Deci să fie practic un schimb de impresii, păreri, idei pe care să le implementăm în toate comunitățile, dacă se poate. Cum ați găsit cu comuna Ponoarele și ce ați putut vizita aici? De vizitat n-am apucat să vizităm, dar am stat de vorbă cu localnicii și am observat nivelul avansat, aș putea spune, la care au ajuns în ceea ce privește promovarea turismului, o zonă care s-a dezvoltat foarte mult prin proiecte. Un astfel de program a fost implementat cu succes în comuna bănățeană Mașloc. Pe lângă meșteșugurile specifice zonei, proiectul își propune sprijinirea manifestărilor culturale și tradiționale, dezvoltarea infrastructurii, achiziționarea de instrumente muzicale și de costume populare prin atragerea de fonduri europene. Ziceam, discutam cu oamenii acolo, mulți dintre ei aproape că nu au încredere că în localitatea aia se va întâmpla ceva. Mulți doresc ori să plece și chiar să descurcă și au meserici așa, alții așteaptă să fie cumva angajați. În acest sfârșit de săptămână, în comuna Ponoarele a avut loc seminarul de informare asupra rezultatelor obținute în urma proiectului Centrului de Acțiune Locale la Mașloc, însă autoritățile din Ponoarele își doresc implementarea proiectului și în Mehedinți. Cea care se ocupă de proiect este Asociația ARX.